Galda de Jos s-a întâlnit cu performanța Eghiu în ultimul episod al derbiului de Alba. Cele două echipe din Liga a treia au adus la stadion câteva sute de oameni, iar rezultatul final a fost 2-2. Meciul se anunța de la început a fi unul echilibrat, mai ales din cauza problemelor de lot ale echipei oaspete. Cernea, unul dintre jucătorii principali ai Industriei Galda de Jos, este accidentat și nu a putut juca. Prima repriză a început cu golul echipei gazdă, performanța Eghiu, care a reușit să marcheze prin Cricov în minutul 7. După mai puțin de 20 de minute, gazdele s-au distanțat la două goluri prin Fetița, care a reușit un șut puternic din careu. La finalul primei părți, Industria Galda de Jos a intrat la vestiar condusă cu 2 puncte, dar elevii lui Paul Ciucă au reușit să demonstreze că sunt motivați și au făcut o repriză a doua excelentă. Abia în minutul 71, Lupșan înscrie din careu la centrarea lui Frențiu și aduce speranța în tabăra oaspeților. După puțin timp, echipa vizitatoare rămâne în 10 oameni după ce Boncat primește în minutul 72 al doilea cartonaș galben și este eliminat. Câteva minute înainte de final, Frențiu aduce egalarea pentru Industria Galda de Jos, iar meciul se termină la scorul de 2-2. După punctul obținut la Eghiu, Industria Galda de Jos își păstrează superioritatea în clasamentul Ligii a treia și totodată șansele de promovare, deși Paul Ciucă spune că obiectivul echipei a fost deja atins. În 2-2, nu știu cum să-l caracterizez. Am întâlnit o echipă bună, cred că mai bună decât noi astăzi. Noi avem principalul merit că n-am renunțat la luptă și la 2-0 am făcut 2-1, am avut jucători eliminat, în 10 oameni am reușit să recuperăm, să facem 2-2. N-ar trebui să vorbesc de arbitraj, până acum nu s-a mai întâmplat. Noi de pe bancă, poate suntem subiectivi, am avut impresia că le-au acordat posibilitatea să faulteze foarte des la începutul jocului. Orice atac promițător al nostru era întrebul cu fault, nu neapărat foarte dur. Jucătorul cu numărul 10 de la Gazde a avut 5 faulturi consecutive. Atacuri promițătoare au oprit acțiunea. Asta îți dă o liniște când vezi că ți se întâmplă chestia asta, vreau să spun, pentru adversar. Și poți să joace în anumit fel de fotbal. Dar golurile au marcat corect pe greșelile noastre, deci au fost buni, mai în priză decât noi. Noi cred că tensiunea și-a spus cuvântul și n-am reușit să avem starea de echilibru care era normală ca să poți juca fotbal. Am fost crispați.
poate că presiune, deși n-ar trebui să fie, pentru că noi ne-am îndeplinit obiectivul evitarea toradării, dar totuși suntem conștienți de situație și cred că am fost crispați. Sunt bucuros că am obținut un rezultat de egalitate, încă o bătălie pe care am trecut-o fără înfrângere. Sper săptămâna viitoare să fie în regulă băieții, revine Cernea, să nu mai fie accidentări și ne pregătim lupta continuă. Din punctul meu de vedere s-au văzut lipsurile. Sigur că s-au văzut și cei care au intrat sunt și ei care vin după accidentări destul de grave și perioadă lungă, nu au fost chiar în ritmul jocului. Totuși, în 10 oameni să reușim să ne creăm situații și să venim peste adversar, cred că e un plus pentru noi și arată caracter în primul rând și potențial. Până să marcheze golul de 2-1, jocul a fost la discreția noastră. Din păcate, greșim în continuare pe fază defensivă și primim goluri mult prea ușor pe greșeli individuale. S-a simțit această presiune a derbiului județean? Nu. Din punctul meu de vedere, echipa mea în prima repriză a făcut un joc excelent, ne dând posibilitatea adversarului să ajungă la poarta noastră. Ne-am jucat cu ocaziile, putea lejer să fie în prima repriză 3-0, dar dacă nu marcăm, în fotbal scorul de 2-0 de obicei este periculos. Acum ai întâlnit toate echipele din fruntea clasamentului, care ți se pare cea mai bună? Din punctul meu de vedere, cea mai bună echipă este Ripensia Timișoara. Ați rămas în continuare invincibil. Un nou meci cu rezultat pozitiv, măcar acest aspect te mulțumește? După aspectul jocului de azi, sincer să vă spun, nu mă mulțumește, pentru că astăzi chiar echipa a jucat, dar nu găsim încă soluția. Minutul 90 la Becherec, minutul 90, 89, 90 aici cu Galda. Deci sperăm sperăm pe parcursul campionatului să reușim să câștigăm și noi un meci, să nu mai stăm cu emoții. Incidentele nu au lipsit în acest meci. La finalul primei părți s-a iscat o ușoară altercație între jucătorii celor două echipe.